În ce privește acest proiect, este o gură de oxigen pentru televiziunea noastră și este un impuls de a merge mai departe pentru a furniza materiale cu și despre refugiați și problemele cu care se confruntă. Bineînțeles că am realizat emisiuni cu persoane din Ucraina care ne-au relatat ce trăiri au odată ce au ajuns în România și cine i-a ajutat. Noi încercăm să vedem realitățile din teritoriu, să vedem care sunt necesitățile, trăirile, emoțiile, starea psihologică acestor persoane pentru a ajuta cumva și Republica Moldova să facă pași majori spre integrarea acestor cetățeni. În cadrul reportajelor noastre și a istoriilor de viață ale persoanelor refugiate, am încercat să arătăm pe de o parte viața persoanelor din Ucraina, pe de altă parte să arătăm lacunele din sistemul de integrare pe care îl are astăzi Republica Moldova. It's future for all other people who needs to find a way how to survive in a new country, in a new environment, how to fight with the disinformation, where to find the real information and where to find the source of information which is accurate. Ne-am bucurat să primim în rândurile noastre 16 refugiați ucraineni în cele mai diverse poziții, începând de la reporteri, jurnaliști, editori video, audio, cameramani. Și acest lucru a fost mai simplu din câteva motive. Pentru că, deși avem limbi diferite, totuși vorbim o limbă comună și aceea este limba adevărului. Ця передача, ці проекти дійсно затребувані. Навіть я, як українка, я дивлюся ці новини і знаю, хто їх створює, і з якою любов'ю ми це робимо, і з яким професіоналізмом. І до цього долучені також українці, що є надзвичайно важливим. Тобто українці створюють контент для українців. Ми робимо такий сторітелінг для того, щоб розповідати людям досвід інших українок, які переїхали сюди і вирішили свої проблеми, для того, щоб інші глядачі могли так само робити свої кроки в житті.